Am revenit la Vorbește Lumea. Practic, m-ați deranjat puțin că aveam o discuție interesantă cu următoarea noastră invitată. Dar mai întâi, serialul Vlad se apropie de final, iar câțiva dintre actori au filmat deja ultimele scene în pielea personajelor care le-au dat viață în ultimii 3 ani. De exemplu, Elvira Dead, cu tocmai și-a luat la revedere de la Delia personajul ei. Elzi, bine ai venit! Ca așa îmi place să-i spun. Mulțumesc! Ce faci, Elzi? Bine! Am văzut că te ții de rele. Practic, personajul tău tocmai a comis o crimă. Te așteptai ca Delia să facă asta? Deci, să ne înțelegem. O să aflați, la un moment dat, nu mă învinuiți chiar atât de tare, o să aflați, de fapt, care a fost povestea reală. Eu l-am omorât pentru că așa trebuia să se întâmple. O să aflați, nu vreau să vă spun mai multe. Pentru că așa mi-a cerut el, pentru că era paralizat de la brâu în jos și știa că niciodată nu va mai fi... Când m-ara dintr-o. Da, și atunci mi-a scris Lia niște monologe foarte frumoase, Lia Bugnar și cu Angel Damian și le mulțumesc, uite, am ocazia să le mulțumesc. Adică îmi salvează personajul, sunt rea, dar totuși... Adică are o justificare cum are, nu? Da, da, din iubire. Dar ce impact are acest gest asupra celorlalte personaje? Păi, în primul rând, asupra Iuliei, fiica mea, îți dai seama că are un efect dramatic. Ea bănuiește că ceva... că are niște semne de întrebare legate de dispariția tatălui și mă urmărește, pune pe altcineva să mă urmărească un alt personaj ca să reușească, ajunge la clinică, mă rog, o să vedeți, da, asupra ei are un impact emoțional, o destabilizează și încearcă să afle, este convinsă că este vina mea. Cum ești acum la final? Vai, jumătatea mea oltenească, Ade, s-a gelit foarte tare. S-a gelit deja, nu? Vai de mine. Deci am avut joi seară. În primul rând sunt înconjurată de niște oameni foarte, foarte frumoși. De-aia am și început am să scriu. Da, mi se pare că un lucru. Eu țin foarte tare la oamenii din teatru care nu se văd, fără de care noi n-am putea exista și care sunt atât de importanți pentru noi. Și la acești oameni care sunt în spatele camerelor, care nu se văd, dar ei sunt acolo. Este o echipă minunată. Mm-hmm. Și chiar nu sunt vorbe mari. Știu. Știi că e frumos să vorbești de bine oamenii cu care lucrezi. Dar eu nu mi-aduc aminte să fi existat conflicte. Sunt de totuși de 2 ani și ceva în acest proiect. Asta e ceva m-am întâlnit uriaș cu oameni cu care noi am lucrat mult timp în Buftea, cu Ștefan de la cameră, operatorul, cu Manuela. Adică sunt oameni cu care eu m-am mai regăsit și în alte proiecte. Știi, și a fost o bucurie. Delia, producătoarea, este minunat. Deci sunt înconjurată de... Am simțit că sunt iubită. Mm-hmm. Ori au jucat-o foarte bine, ori chiar mă prețuiesc. Să știi că toți cei care au venit pe canapeaua noastră să ne vorbească despre Vlad au spus același lucru. Au spus același lucru. Sunt convinsă. Bine, tu ești un om iubibil. Sincer, adică tu nu crezi conflict, ai umor, îți place ideea asta de armonie. Le-am dus 2 prăjituri în ultima zi de filmare. Le-am spus, am gătit toată noaptea, m-am luat mașina la 5:30. Nu, n-am gătit toată noaptea, dar am vrut cumva să-mi exprim și așa, pentru că le-am mai dus de-a lungul timpului prăjituri și aveam niște teme. Prăjitura cu fructe, prăjitura, am făcut-o în diferite sezoane, anotimpuri și m-am dus și a fost foarte frumos. Și l-am sărbătorit pe Jesus în ultima mea zi de filmare și l-am sărbătorit pe Emilian, a cărui zi era următoarea. A fost foarte, a fost cu foarte multă emoție și când am ajuns acasă seara și încă nu reușeam să mă așez, să mă reașez în matca mea, să mă echilibrez, a bătut la ușă la 11 noaptea Luca, care a vrut să ne facă o surpriză și a venit băiețelul acasă. Băiețelul tău, mama, s-a întors de la Milano. Hai, mă, vorbesc serios? Da, a fost, am crezut că pic lată pe gresie. Da, dar de ce a ales momentul ăsta? Știa că va fi unul dificil pentru tine? Sau? Nu, cred că i-a fost dor. El nu arată, pentru că eu mă gândesc că nu vrea să ne încarce pe noi și cu această problemă. Mi-a zis, mama, am găsit bilete cu 50 de euro, era păcat să nu vin. Și vinerea este online la facultate și a venit cu laptopul, cu rucsacul, un tricou și o pereche de șosete și a venit acasă. Ne-am emoționat extrem de tare, ne-am dus la bunici, tata e Dumitru, tata ne-a invitat la masă sâmbătă, n-am știut cum să-i luăm, mi-a fost frică că o să cadă, deci au avut niște reacții, deci am filmat. Deci ai pierdut personajul, dar s-a întors băiatul. S-a întors băiatul, a plecat aseară. A plecat. Dar în acest weekend am jucat vineri, sâmbătă, duminică la teatru, am avut repetiții în fiecare zi, deci eu în total cred că am stat 7 ore cu Luca. Dar știi că e acolo cu ișorul. Da. Ieșa din dormitor dimineața. Da. Aș vrea să ne întoarcem puțin la Delia și să-mi spui ce a însemnat pentru tine personajul ăsta.
N-am mai făcut... eu cam personaje negative am jucat, da, eu. Da, știu, nu știu de ce ai tu fața asta, știi? Aminte, da, de harpie. Mai, în primul rând trebuie să-i mulțumesc lui Hesus, pentru că el, lui Marcel, care m-a chemat la casting, și Marcel Radu, și lui Hesus, pentru că eu am dat casting, cred că v-am mai spus, am dat casting vreo 3 luni, deci cred că am avut vreo 9 întâlniri cu Hesus. Până am fost acceptată în echipă, până a găsit formula, adică tu știi, trebuie să existe chimie, trebuie găsită și fica, care intra și ea, după mine, la puțin timp a intrat în serial. A fost o provocare, pentru că eu în matca asta, în genul ăsta de caracter, chiar dacă e un personaj negativ, nu am mai fost. Gândește că eu, o femeie foarte inteligentă, rasată, cântăreață de operă, cântă la pian, dar am avut niște regizori foarte faini și un scenariu bun și atunci n-ai cum să, adică orice s-ar întâmpla, orice ar fi, știi că ești, ai în spate niște oameni cu care îți certifică că va fi bine și că, dar au fost niște căutări, adică n-a fost chiar simplu să... N-a fost simplu și perioada e îndelungată. E diferit când filmezi un film de lungmetraj, 3 luni să spunem, da? Da, și ești un personaj de... Și alta e când tu de dimineața până seara ești altcineva. Dar nu, că nu e chiar, da, de dimineață până seara, pentru că n-am fost atât de multe zile de filmare, dar la un moment dat înțelegi și deja știi cum trebuie reacționat, știi, nu te mai, te surprind și nu te surprind, știi, secvențele care apar, situațiile în care ești pusă. Da, eu n-am fost pregătită. Da? Nu eram pregătită, da. Da. Păi nu erai pregătită. Adică acum aș putea să păstrez distanța, dar atunci n-am știut. Serios? Da, vorbim totuși de o ațuiță. Mă, nu, dar și asta să știi că vine, cum se spune, de când dai meciuri în picioare. Că încep să, acum fac dublaje la un serial, fac voci. Doamne, Adela, deci am avut senzația că sunt cea mai netalentată actriță din primele 3 zile de înregistrare, deci am vrut să renunț. Am fost în noroc că sunt, regia e semnată de Doru Cătănescu, colegul nostru, și el a crezut foarte tare în mine și, mă rog, după ce a trecut prin 3 aprobări la americani acest cast, în sfârșit am început să înregistrez, dar este altă profesie. Apropo de exercițiu, de exersat, bineînțeles, un anume tipar. Bineînțeles. Ai un ecran, un minutar și tu trebuie să redai, să calci pe aceleași trăiri și pe aceleași silabe. Ea vorbind în engleză, în americană, și eu în română. Nu, iată, frazare, nu, bineînțeles. Este un coșmar. Mă tot gândești că serialul Vlad a avut foarte mare succes. Da. Cum ți-a schimbat ție apariția în acest serial viața? Tu ai făcut parte din proiecte de succes în general. Dar a fost așa o... Ai simțit în stradă după asta? O lungă perioadă. Ai simțit că asta pe stradă? Noi am oprit activitatea în Buftea în 2013. Simt, dar ca și atunci, Ade, pe mine nu m-a bruscat nimeni pe stradă. Eu am primit numai zâmbete și îmbrățișări, când puteam să ne îmbrățișăm. Și nu am simțit... Adică am fost... Sau... Nu. Și să fim serioși, adică totuși nu suntem la dimensiunea... suntem niște persoane publice și atât. Se uită lumea la tine în supermarket, te salută, îți zâmbește, mai faci o poză, dar nu e ceva care să te împovăreze, să fim serioși. Și nu, am făcut fotografii pe malul mării în Bulgaria, pentru că se difuzează în Bulgaria și... Ești practic o actriță internațională. Sunt... Asta zic, te-ai lansat internațional. Ubicuă! Da. Mulțumim mult, Elzi. Și eu mulțumesc. M-am bucurat. Să tare fie mult bine, să te Doamne ajută. Și mai trimitem noi poze, ne mai facem schimb de astea, da? În fine, îmi pare rău că ai plâns, dar te înțeleg. În fine, da, nu ratați diseară la Pro TV de la 21:30 un nou episod din serialul Vlad, care se apropie de spectaculosul final.